Iată-ne la final de expediție. A fost o călătorie minunată. Fiecare episod ne-a invitat să medităm la câte un aspect important din viața noastră. Fiecare popas ne-a răspuns la întrebări sau poate a dat naștere la noi semne de întrebare. Artistul Liviu Mocan ne-a făcut să înțelegem că fără Dumnezeu nu avem valoare. Nu faptele noastre, nu creațiile noastre, nu talentele noastre vorbesc despre noi, ci mai întâi de toate, despre noi vorbește relația pe care o avem cu Dumnezeu. Dragă Liviu, crezi că creatorul de azi are nevoie de o singurătate a lui? Are o nevoie extremă de singurătate față de semeni în momentul actului de creație. De ce? Pentru că în momentul acela el intră de fapt într-un dialog profund cu obiectul însuși, cu materialul acela din care lucrează. Personal, nu știu care dintre cei doi are mai multă influență unul asupra altuia. Sculptorul modelează materia, dar materia, de asemenea, modelează sculptorul. Piatra îl învață să fie răbdător, să fie puternic, să fie liniștit, stabil, și în timp ce el cioplește cu greu în roca aceea, ea îi vorbește, îi șoptește, îi transmite taine extrem de profunde și de clare. Dar el trebuie să fie singur cu piatra ca să-i poată auzi șoaptele. Știu că ai făcut multe călătorii din punct de vedere profesional, cu caracter profesional în lume. Și aș vrea să-mi vorbești despre câteva dintre aceste călătorii care ți-au lăsat cele mai frumoase amintiri. Prin bunătatea lui Dumnezeu am călătorit în foarte multe zone de importanță maximă ale sculpturii universale. Pentru mine, dintre toate acestea, Egiptul antic este mama sculpturii. Nu pot să uit. E în mine pe viață sentimentul pe care l-am avut privind piramidele. Prin ce colțuri de lume găsim lucrări de ale tale? În esență, pe toate continentele. Unele mai mari, altele mai mici, dar cam peste tot sunt răspândite în lume. Cum a fost primită și apreciată arta ta în aceste locuri? Acolo unde a fost dusă, a fost dusă pentru că era apreciată. Dar, desigur că nimeni nu poate plăcea tuturor. Și nici nu-mi propun și nici nu mă aștept să fie plăcute tuturor aceste încercări ale mele de a înțelege ceva despre Dumnezeu, despre lume, despre mine însumi, despre artă. Fac ce pot, acesta este sufletul meu, acestea sunt limitele sufletului meu, unora le face plăcere și găsesc bucurie și o anumită înțelegere, alții nu prea, alții deloc, alții mă critică și consideră că ceea ce fac nu este deloc în regulă. Îi respect absolut pe toți, îi iubesc la fel și nu pot spune decât: domnilor, vă ofer ce am eu mai bun, adică pe mine însumi. Din toate lucrările tale, pe care consider cea mai importantă și cea mai dragă sufletului tău?
cea mai dragă și cea mai importantă lucrare de artă a sufletului meu este însuși sufletul meu. Eu sunt o sculptură pe care marele, marele, infinitul sculptor o modelează și ceea ce fac eu, rolul meu în modelarea acestei sculpturi extraordinare care este sufletul meu, este să îngădui lui să lucreze. Doamne, vino și fă ceva și astăzi în sufletul meu, mai înfrumusețează-l cumva. Acest obiect de artă mă interesează cel mai mult. Propria mea salvare, propria mea mântuire. Iar arta, obiectele de artă pe care le crezi, nu sunt altceva decât ecoul acestei creații divine asupra mea, care sunt sculptură, creatoare de sculpturi. Pentru că ți-am văzut multe lucruri de ale tale în oraș. Cât de important pentru un creator de artă este locul în care trăiește zi de zi? Mediul te formează. Știm că există trei factori fundamentali care formează o personalitate umană. Primul dintre ele este ereditatea, ceea ce primim de la strămoși încoace, de la Adam și Eva, vin spre noi valori care sunt realmente o moștenire spirituală, culturală, afectivă, ce vine la noi. Noi nu moștenim doar bunuri materiale de la înaintași, noi moștenim efectiv bunuri spirituale de care, din păcate, nu suntem conștienți sau chiar nu problematizăm această moștenire. Dar moștenirea aceasta pe care o primim este primul factor, ereditatea. Al doilea este educația. Ce înveți în lumea aceasta? Tu te-ai născut cu un bagaj de cunoștințe, de sentimente, de judecăți, de prejudecăți. Te-ai născut cu ele, sunt în tine, dar apoi acestea sunt modelate de educația pe care o primești în familie. Educația nu este numai cea formală, desigur, este și cea informală extrem de importantă, poate mai importantă, consider că e mai importantă decât cea formală, dar educația modelează, rafinează aceste lucruri pe care le-ai primit prin naștere, în momentul în care ai intrat în lumea aceasta. Iar cel de-al treilea factor, după ereditate și educație, este mediul. Spune-mi cu cine ești prieten și am să spun ce fel de om ești. Spune-mi, într-o oarecare măsură, unde locuiești și am să spun ce fel de om ești. Sigur că toate aceste trei zone de influență asupra persoanei nu sunt totale, niciuna dintre ele, dar, revenind specific pe întrebarea ta, ce influență are orașul asupra creatorului, mediul acesta în care locuiești, te influențează foarte mult. De ce a apărut Renașterea în Italia? Pentru că artiștii aceia locuiau pe ruinele Romei antice. Și la fiecare colț de stradă dădeau de câte o sculptură genială. Cum să nu-i influențeze, cum să nu-i întărâte, să nu-i provoace? Pentru că mediul acela în care au crescut i-a format. La fel, la scara noastră, Clujul este minunat. La scara lui este minunat. Eu mă simt excepțional în acest oraș și cred că are o influență foarte bună
asupra spiritului meu. În relațiile cotidiene între semeni, cât și cum influențează cetățeanul Liviu Mocan pe artistul Liviu Mocan și invers? Când cetățeanul Liviu Mocan vine la artistul Liviu Mocan, artistul îi spune: măi Mocane, fă lucrurile frumos, fă-le frumos, nu le face de mântuială, nu le face superficial, fă-le mai ca pentru Dumnezeu, nu ca pentru oameni. Când cetățeanul Liviu Mocan vine la artistul Liviu Mocan, îi spune: băi Mocane, ia fă ceva tu pentru orașul ăsta care să producă bucurie, care să aducă viață. Sau, măi Mocane, dacă la un anumit concurs pentru orașul acesta, un concurs pentru realizarea unei sculpturi, lucrarea ta nu e cea mai bună, recunoaște-o pe cea care e mai bună decât a ta, bucură-te de ea, felicită-l pe sculptorul acela și ajută cum poți ca lucrarea lui să se realizeze și să se pună în oraș, nu lucrarea ta. Mi-aduc aminte că într-o dimineață, când am sunat de la hotel, mi-ai dat întâlnire pe la 7:30 în parc. Și am avut o plimbare, eram singur în parc, ne-am plimbat în decorul acela cu ciripitul de păsărele, nemaipomenit. Dumnezeu a creat o simbioză puternică între om și natură. Dar omul a ieșit din această simbioză și a vrut să devină Dumnezeul naturii. Astfel că el a pierdut plăcerea de a trăi. Prin asta nu s-a îndepărtat așa de Dumnezeu? Bineînțeles. Avem tema grădinii în care Dumnezeu îl întâlnea pe om în fiecare zi și stăteau de vorbă. Apoi avem tema orașului. Noi am ieșit din grădină, din creația divină și am creat cetatea, care este creație umană. Și ne simțim de multe ori mai bine între ziduri și pe asfalt și între betoane, creație omenească, și ne căutăm sensul și căutăm răspunsurile mari în cetate, în loc să ne simțim bine și să căutăm răspunsurile în grădină, unde creatorul grădinii se exprimă pe sine însuși și ne dă răspunsuri prin creația lui. Creația în sine vorbește. Creația divină vorbește extrem de tare despre lucrurile pozitive ale vieții. Orașul vorbește foarte tare despre ispite, despre încercări păcătoase, despre lucruri negative, triste, fără viață, lucruri de beton față de lucrurile de fibră vie din grădină. Dragă Liviu, aș vrea să fii foarte, foarte sincer cum ai fost până acum cu mine. Ai momente când ești stăpânit de temeri, de neliniști, când nu ai să poți realiza o lucrare? Poate am să te dezamăgesc spunându-ți că nu am temeri. Dar am să încerc să-ți explic și de ce. Pentru mine, după cum am încercat să creionez aici, actul de creație este un dialog în esența lui. Este ceva între maestrul meu și bietul ucenic ce sunt eu și care încearcă să înțeleagă intențiile și valorile marelui sculptor. Astfel că fiecare obiect de artă pe care încerc să-l fac, fiind expresia acestui dialog cu el, eu nu am temeri, pentru că obiectul este mai mult creația lui decât a mea.
Stau foarte liniștit în atelierul lui. Aici e o greșeală, am intrat în atelier și pe ușă scrie numele meu. E o greșeală fundamentală. Numai dacă aș scrie numele adevăratului sculptor care lucrează aici pe ușă, i-aș cam băga în confuzie pe vizitatori. De aceea am pus numele meu și pentru că marele creator și stăpânul acestui atelier, el face lucrările și îmi spune, semnează-le tu. Și scrie pe ușa atelierului numele tău, nu-l scrie pe al meu. El are această plăcere de a se retrage. E mereu acolo, dar când e vorba de public și de a fi văzut de alții, el se retrage și mă împinge pe mine în față și zice, semnează tu, ia tu banii. Mie dă-mi 10%, dacă vrei, așa, cât să conștientizez că am fost și eu cu tine acolo, dar fii atent, eu dă-mi numai 10% și, pentru, de fapt, toți banii aceia, tot profitul pentru muncă ar fi al lui Dumnezeu. Dar el e așa de bun cu mine, încât el își oprește doar 10% și mie îmi dă 90% pentru că mă tratează cu extrem de multă bunăvoință, cu extrem de multă prietenie. Așa că nu am temeri. El e creatorul, eu sunt ucenicul și dacă nu iese ceva, e problema mea. Data viitoare când vin să scrie pe ușă atelierul ucenicului Liviu Bocan. Bună! Și ca să închei acest subiect, să-l explic puțin. Poate cele mai înălțătoare momente din munca mea, din destinul acesta pe care l-am avut în actul de creație, au fost momentele în care am văzut în mod evident intervenția lui. Evident. Un exemplu. Lucram la un ciclu pe nume Bețalael și ca subtitlu acest ciclu poartă numele Rugăciunea unui sculptor. Bețalael este artistul colosal din Sfânta Scriptură, din Cartea Genesei, iar sculptorul care se roagă sunt eu. Și lucram la acest ciclu care conține aproximativ 12 eseuri vizuale cu privire la condiția de artist care crede în Dumnezeu. Și la un moment dat modelam la una dintre acestea și nu ieșa nici cum, nimic nu e, nu era ce trebuie, nu îi străluceau ochii sculpturii acelea. Era amorf, era fără viață, fără acea scânteie. Nu avea spirit. La un moment dat, cum modelam eu un lut, această lucrare de lut s-a întors pe soclul acela și a căzut. Era un lut moale. Și cum băteam lutul acela cu diverse bucăți de lemn ca să-l modelez, jos era una dintre bucățile acestea de lemn și sculptura mea fără expresivitate a căzut pe podea, dar a căzut parțial și peste bucățica aceea de lemn. Și nu m-am necăjit, pentru că eu mereu îl rog, te rog să intervii, Doamne, și greșelile pe care le fac, lucrurile care nu-mi reușesc, nu numai că încerc să le, ca și încerca să le opresc și să le evit, dimpotrivă, când se întâmplă ceva, îl întreb, ai intervenit? Și merg pe direcția aceea, acelei întâmplări, care nu este o întâmplare. Așa se face că a căzut lutul jos, sculptura a căzut jos.
Și am ridicat-o să văd ce s-a întâmplat. Când am ridicat-o, era perfectă. Era ce trebuie. În ce sens? Avea expresivitate. Bucățica aceea de lemn a creat o tensiune foarte clară, o diferență de volum la un moment, într-o anumită zonă, care era excepțională. Excepțională. I-am mulțumit pentru intervenție și am turnat apoi 12 bronzuri după lucrarea aceea în care a intervenit și el. Deci cum să-mi fie teamă că se întâmplă ceva rău? Nu se poate întâmpla nimic rău. Sigur că fiecare om în viața ta ai avut și suișuri și coborâșuri. Ai simțit vreodată umilință în viața ta de om și de artist? Sau de artist? Desigur, și fiecare dintre noi are experiențe negative în sensul acesta, dar aș dori să nu le pomenesc, aș dori să nu mi-amintesc de ele. Caut și mă bucur să iert oricui mi-a făcut ceva rău. Trăiesc liber față de cei care mi-au făcut vreodată un rău. Îi iubesc, mă rog pentru ei. Nu-ți poate face nimeni un lucru prea rău. Mântuitorul ne spune cutremurător: nu vă temeți de cei care pot să vă ucidă trupul, pentru că de voi nu se pot atinge. Așa că ce contează dacă cineva ți-a făcut vreun rău? De mine, Liviu Mocan, spiritul acela etern, nu se poate atinge. În clipa asta te simți împlinit ca om și ca artist? Sunt un om foarte fericit. Sunt foarte fericit, ceea ce nu înseamnă că nu am probleme de sănătate. Sunt diabetic de 10 de ani de acum, pe insulină. Dar fericirea mea, care este o mare realitate, este deasupra tuturor acestor lucruri mărunte. Sunt extrem de mulțumit, extrem de bucuros. Pot să închei astăzi alergarea mea pe pământul acesta. Steagul cu care am cerut copiilor mei să fiu înmormântat, steagul pe care am să-l port în mână, în mâini, din sicriu, și care va ieși din mâinile mele prin sicriu și prin pământ până afară, și pe care este gravat cu foc înviere, mă face să fiu foarte fericit și foarte liniștit și pot să închei astăzi. Plec cu o liniște și cu o curiozitate extraordinară, plec prin moarte, pentru că de-abia aștept să continui să creez într-un univers multidimensional, cel de după moarte. Am experiența modelării în universul acesta tridimensional. Dincolo de moarte, creativitatea va continua cu siguranță și la un nivel infinit, la un nivel net superior acesteia creativității terestre, pentru că acolo, apropo de mediul, va fi un mediu super pozitiv, nici o expresie a răului. Boală, moarte, suferințe, lacrimi, nimic nu va fi acolo. Acolo frumusețea va fi stăpâna. Este. Noi nu am ajuns în această realitate. Vom intra în ea prin moarte. De aceea am o curiozitate totală.
Dovadă că marele vis al profesiei mele, urmând, care se cheamă Urmând Soarele, acela de a crea un simbol al credinței în viața de după moarte pe fiecare continent al planetei, proiectul acesta are ca ultim obiect, ca ultimă creație, ceva, nu știu ce, ce am să fac după moarte. El face parte din proiectul meu. Adică îmi voi încheia acest proiect după ce mor și voi mai face ceva, nu știu ce, pentru că nu am încă habar de materialele de dincolo de moarte, dar de-abia aștept să mă apuc de obiectul acela, de creația aceea ce va fi. Vreau să închei acest lung dialog pe care l-am avut în aceste zile cu o ultimă întrebare și o rugăminte. Întrebarea este următoarea. Înțelepciunea divină îmbină perfect adevărul și iubirea. Ce înseamnă iubirea fără adevăr? Era Iisus Hristos biciuit și cu coroană de spini, biciuit atât de tare încât dacă i-ar mai fi aplicat numai una, o lovitură în plus, ar fi murit. Dar romanii știau exact câte lovituri să dea, numai ca să nu moară. Și în situația aceasta, absolut umilit și bătut, stă în fața lui Pilat, judecătorul, reprezentantul adevărului. Și Pilat îl întreabă ce este adevărul. El care judeca oamenii, judeca diverse cauze în numele adevărului, avea îndoieli, era conștient că adevărul e relativ. Pentru el era relativ. Iar Iisus Hristos îi răspunde: eu sunt adevărul. Iisus Hristos este adevărul, iar esența adevărului este iubirea. Mesajul pe care Iisus Hristos ne l-a adus prin revelație este iubirea. Doamne, care este cea mai mare poruncă din lege? L-au întrebat contemporanii. Și Iisus le răspunde: iubirea. Iubirea îndreptată către Dumnezeu, să-L iubești pe Dumnezeu, și iubirea îndreptată către semeni, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Iisus, care este adevărul, este iubirea. Ce-ar fi iubirea fără adevăr? Nu ar fi. Ele sunt un singur corp. Adevărul pentru noi oamenii, care este revelația divină, pentru că noi oamenii nu am avea adevăr fără revelație. Nu există adevăr fără revelație. Iisus Hristos este revelația, El este adevărul, iar persoana adevărului este iubirea. Și rugămintea. Aș vrea, pentru că știu că îți place să reciți versuri, să-mi încânți sufletul cu o poezie. Și anume? Și mi-ar place foarte mult să te aud recitând Lacrimile lui Lucian Blaga. Oh, chiar acum aici în alte? Aici. Dar de unde știi că uneori plâng aici peste scule și peste sculpturi? Da. Sculpturile sunt lacrimile mele. Asta o spun eu, nu Blaga. Haideți să vedem dacă ne-l amintim pe Blaga, care e genial și în poezia aceasta. Când izgonit din cuibul veșniciei, întâiul om umbla gândind prin codri sau pe câmpuri, îl urmăreau mustrându-l lumina,
norii, zorii și din fiecare floare îl săgeta cu o amintire paradisul. Iar omul cel din tâi, pribeagul, nu știa să plângă. Odată, istovit de albastrul prea senin al primăverii, cu suflet de copil, întâiul om căzu cu fața în pulberea pământului. Stăpâne, ia-mi vederea. Sau, dacă-ți stă în putință, împăienjenește-mi ochii cu un giulgiu, să nu mai văd nici ochi, nici flori, nici zâmbetele Evei și nici nori, căci vezi, lumina lor mă doare. Atunci, milostivul, într-o clipă de îndurare, îi dete lacrimile. Și mi se întâmplă și mie să plâng de bucurie aici, peste sculpturi, de o bucurie care este dincolo de estetică, o bucurie care are estetica drept vehicul. Estetica este Dumnezeu, Dumnezeu e frumusețe și prin ea, prin vehiculul acesta în care urc aici în atelier, mă îndrept spre bunul Dumnezeu și lacrimile acestea pe care mi le trezește frumusețea sunt lacrimi de o mare frumusețe, ele însele. Mă bucur nespus de mult că ați fost alături de noi. Rămâneți cu Credo TV, fiindcă avem pentru dumneavoastră noi povești, noi tărâmuri de văzut, noi experiențe de trăit. Unde va fi următoarea călătorie? Vom vedea. Tot ce știu este că alături de Dumnezeu, orice călătorie este frumoasă. Până data viitoare, vă încredințăm în brațul Lui.